Atunci când data de 13 este o zi de marți, indiferent de luna anului, este marcată ziua informării preventive. Având ca logo Pisica Neagră, este o zi specială dedicată prevenirii, deoarece multe persoane asociază ziua de marți, numărul 13, și Pisica Neagră cu ghinionul. În domeniul situațiilor de urgență, ghinionul poate fi prevenit dacă cetățenii respectă câteva măsuri de siguranță. Prin adoptarea unei conduite preventive, aceștia pot evita producerea unor evenimente neplăcute, iar în situația în care evenimentele nu pot fi împiedicate, o populație informată va fi în măsură să limiteze pagubele și să nu își pună în pericol viața, protejând persoanele din apropiere. Numai conștientizând riscurile la care se pot expune, cetățenii pot gestiona eficient o situație de urgență. Ziua informării preventive este marcată atunci când data de 13 este într-o zi de marți. Cu acest prilej, cadrele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți au desfășurat acțiuni de informare preventivă, adresându-se cetățenilor de pe raza localităților Poroina și Hinova. Activitățile au urmărit creșterea nivelului de siguranță în rândul cetățenilor, dar și formarea unei culturi preventive prin conștientizarea riscurilor la care aceștia se pot expune atunci când nu respectă măsurile de siguranță. Pentru a marca această zi, pompierii mehedințeni au desfășurat acțiuni de diseminare a mesajului preventiv prin distribuirea de materiale suport, cum ar fi pliante. În contextul epidemiologic actual, aceștia s-au adresat direct cetățenilor, mergând din poartă în poartă pe raza localităților Poroina și Hinova. Cadrele ISU mehedinți vor continua acțiunile de informare a populației, obiectivul fiind siguranța cetățenilor.